Tu știi la ce te-ai gândit când ai contractat împrumutul. Poate ai privit o reclamă cu superbul apartament din complexul rezidențial No Notes și nu înțelegeai la acea vreme că scopul primordial al reclamei era să-ți creeze o acută stare de nemulțumire. Chiria lunară unde stăteai era cam cât era și rata. Ai dat un avans rezonabil, ai semnat, ai mutat, chiar ai și sărbătorit cu prieteni. Aveai acum și tu casa ta. Curând însă, ai ajuns să plătești un preț mare, iar acum ești mereu nemulțumit și iritat. Rata e deja la dublu și mai ai 25 de ani de plată. Dacă treci prin așa ceva, știi exact despre ce vorbesc. Hai să-ți arăt câteva lucruri din Biblie despre năpasta împrumuturilor în care s-a prins multă lume, dar și despre ce ai mai putea face ca să depășești această situație. Materialul pe care ți-l voi prezenta se numește Top 7 lucruri din Biblie despre împrumuturi și investiții. Numărul 1. Să nu datorați nimănui nimic. Roman 13. Dacă n-ai datorii, ești un om fericit. Dacă ai, lichidează-le urgent. Toți consilierii financiari serioși sunt de aceeași părere. Plătește-ți creditele începând cu datoriile cele mai mici pentru a fi motivat de reușită cât mai repede. Dar am deja un credit uriaș, vei zice. Atunci începe să plătești mai mult decât rata minimă. Vei micșora astfel rata dobânzii. Tu știi, companiile de credit au interesul să te țină îndatorat pe viață. Sună la companie pentru o nouă înțelegere sau fă una nouă cu alta. Numărul 2. Cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Proverbe 22. Gândește-te! Visul oricui poate prinde contur aproximativ instantaneu. Poți avea rapid propria casă. Dar ce se întâmplă dacă nu plătești 3 rate? Sau dacă ai fost dat afară de la serviciu? Banca vine să-ți ia casa. Nu se joacă. Banii sau în stradă. Acum nu mai contează că odinioară îți spuneau că ai scoruri bune. Consiliera amabilă și prietenoasă de la contractare a fost înlocuită de smeul de la creanțe cu voce de bas și neînțelegător. Te întrebi cum de s-a putut întâmpla asta cu tine? Poate ai și tu o vină. Nu tu ai vrut apartamentul de 400.000 de euro din primăverii de favoarea unei case la țară cu grădină de doar 100.000 de euro? Tardivă înțelegerea raportului de forțe. În piața bancară, cei doi actori vor fi mereu aceiași. Stăpânul și robul. Numărul 3. Nu fi printre cei ce pun cheză și printre cei ce dau zălog pentru datorii. Căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voie să ți se ia patul de sub tine? Proverbe 22. A pune gaj este la fel de riscant ca și contractarea unui împrumut. Cineva care se pune chezaș pentru un prieten poate fi prins în capcană dacă făgăduiește să fie răspunzător pentru plătirea unei sume mai mari decât poate strânge. Sau dacă își pune prea mult încrederea în onestitatea, abilitățile și succesul prietenului său. Adrenalina pe care ți-o poate aduce aventura în astfel de afaceri gri poate fi obținută și altfel. Dar în niciun caz prin contemplarea mișcătorilor robor sau dai și nici prin lectura citației executorului judecătoresc. Crede-mă, are mereu un ochi deschis spre pământul, spre casa, spre mașina, mobila, hainele sau afacerile vieților novici în ale vieții. Cam dur, așa-i? Dar cine a zis că viața e doar gingașă? Totuși, hai să-ți arăt și un punct interesant. Numărul 4. Dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Luca 6. Cu toate că avertizează împotriva punerii ca chezaș, Biblia insistă la fel de mult asupra ideii că un om trebuie să-și ajute vecinul și prietenul la nevoie. Adevărul este că cei mai fericiți oameni de pe pământ sunt aceia care dăruiesc, indiferent de situația materială. Contradicție? Aparent, însă nu e așa. O combinare a ideilor a nu te pune chezaș și împrumută-ți aproapele sugerează următorul sfat.
nu garanta pentru un prieten în nevoie mai mult decât îți poți permite la data aceea și pune banii deoparte pe perioada cât garantezi pentru el, așa ca să nu fii pus într-o situație neașteptată de a da o sumă care depășește posibilitățile tale de plată. Iar acum, haidem să vorbim despre o cale mai bună. Investiția. Numărul 5. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Eclesiastul 11. Ai tot auzit de punerea ouălor în coșuri diferite. Dacă scapi un coș, ouăle din el se sparg, dar sigur nu se sparg cele din celelalte coșuri. Despre asta e vorba și în viața de afaceri, adică despre o diversificare a activităților tale comerciale, despre a nu te limita la un singur domeniu. O investire a capitalului tău, mult puțin, în mai multe inițiative simultan. Sigur, să ai plasamente comerciale sau afaceri uneori speculative sună cam samsar, însă statutul de sclav la bancă te încântă mai mult? Numărul 6. Cine se uită după vânt, nu va semăna și cine se uită după nori, nu va secera. Eclesiastul 11. Spre exemplu, agricultorii. Dintotdeauna au trebuit să țină seama de vreme pentru a alege timpul cel mai potrivit pentru semănat, cultivat sau pentru cules roadele. Dar dacă nu vor face altceva decât să stea și să aștepte condiții perfecte, ca abia atunci să încerce să treacă la lucru, nu vor realiza niciodată nimic. În viață trebuiesc asumate și anumite riscuri. Pur și simplu pentru că nu putem cunoaște toate răspunsurile înainte de a începe un proiect. Ultimul lucru, numărul 7. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Eclesiastul 11. De sus, ni s-a dat privilegiul și capacitatea de a face alegeri. Lenea nu este binevenită. Nu vom ajunge niciodată la succes din întâmplare. Trebuie să avem un plan și să acționăm pe baza lui. Trebuie să lucrăm de dimineață până seara ca să ne atingem țintele. Chiar dacă nu știm care din proiecte vor reuși, nu trebuie să încetăm să încercăm. Deci, nu disperăm. Rescriem scenariul vieții, pornim la treabă. Scăpăm și de rai. Viața nu e chiar așa de rea. Un ultim cuvânt. Mulțumesc pentru atenție!